Salutare dragile mele, în acest tutorial o să vă învăț să croșetați această bluziță. Voi folosi acest minunat fir de la Gemotocul. La 12 ochiuri am adăugat unul în plus pentru că acesta, așa cum am spus mai devreme, se va pierde, întrucât primul rând dinaintea modelului va fi format din piciorușe simple. Nu în primul ochi, în al doilea un picioruș simplu. Și continuăm până la sfârșitul rândului cu câte un picioruș simplu în fiecare ochi. Am croșetat primul rând, am 111 piciorușe simple, acest model este format din 16 rânduri, iar pentru a continua trebuie să reluați de la rândul numărul 1. Începem primul rând. Croșetăm 3 ochiuri de lanț. În primul ochi nu lucrăm, în al doilea un picioruș simplu. Croșetăm 3 ochiuri de lanț. Sărim următoarele 4 ochiuri de pe rândul anterior, primul, al doilea, al treilea, al patrulea, iar în al cincilea vom face un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț și un alt picioruș dublu în același ochi. Altfel spus, două piciorușe duble despărțite de două ochiuri de lanț. Croșetăm un ochi de lanț. Sărim următoarele 4 ochiuri de pe rândul anterior, primul, al doilea, al treilea, al patrulea, iar în al cincilea vom face din nou un picioruș dublu, două ochiuri de lanț și un alt picioruș dublu. Lucrăm un ochi de lanț. Sărim următoarele 4 ochiuri de pe rândul anterior, primul, al doilea, al treilea, al patrulea, iar în al cincilea vom face un picioruș dublu, două ochiuri de lanț și un alt picioruș dublu.
avem aceste trei grupulețe. Trei ochiuri de lanț. Sărim următoarele patru ochiuri de pe rândul anterior, primul, al doilea, al treilea, al patrulea, iar în al cincilea vom face un picioruș simplu, trei ochiuri de lanț. În următorul ochi nu lucrăm iar în al doilea un alt picioruș simplu și alte trei ochiuri de lanț. Și va trebui să repetăm din acest punct. Sărim următoarele patru ochiuri, primul, al doilea, al treilea, al patrulea, iar în al cincilea vom face picioruș dublu, două ochiuri de lanț și un alt picioruș dublu. Un ochi de lanț. Sărim următoarele patru ochiuri de pe rândul anterior, primul, al doilea, al treilea, al patrulea, iar în al cincilea vom face din nou picioruș dublu, două ochiuri de lanț și un alt picioruș dublu. Un ochi de lanț. Sărim următoarele patru ochiuri de pe rândul anterior, primul, al doilea, al treilea, al patrulea, iar în al cincilea, din nou, picioruș dublu, două ochiuri de lanț și un alt picioruș dublu. Trei ochiuri de lanț. Sărim următoarele patru ochiuri de pe rândul anterior, primul, al doilea, al treilea, al patrulea, iar în al cincilea, picioruș simplu. Trei ochiuri de lanț. În următorul ochi nu lucrăm, în al doilea, picioruș simplu. Alte trei ochiuri de lanț. Vom repeta modelul. Sărim următoarele patru ochiuri, primul, al doilea, al treilea, al patrulea, iar în al cincilea, picioruș dublu, două ochiuri de lanț și un alt picioruș dublu. Un ochi de lanț. Sărim următoarele patru ochiuri, în al cincilea, picioruș dublu, două ochiuri de lanț și un alt picioruș dublu. Un ochi de lanț. Sărim următoarele patru ochiuri de pe rândul anterior, în al cincilea, picioruș dublu, două ochiuri de lanț, un alt picioruș dublu. Trei ochiuri de lanț. Sărim următoarele patru ochiuri de pe rândul anterior, primul,
locul celui de-al doilea grup, între cele două piciorușe duble, în acest spațiu vom croșeta 9 piciorușe duble.
3 ochiuri de lanț. Acestea țin locul unui picioruș dublu, un ochi de lanț și un picioruș dublu. Șapte grupulețe.
picioruș dublu. 3 ochiuri de lanț. Pe rândul anterior avem cele 4 grupuri, cele 2 picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț. Iată cum vom proceda la acest rând.
3 ochiuri de lanț. În ochiul aferent primului picioruș dublu, voi face 2 piciorușe duble despărțite de un ochi. Picioruș dublu, ochi de lanț, picioruș dublu, ochi de lanț, picioruș dublu, ochi de lanț, picioruș dublu, 3 ochiuri.
Corpul format din două piciorușe duble despărțite de două ochiuri de lanț, două ochiuri de lanț și cel de-al doilea grup, iar apoi cele trei ochiuri de lanț. Iată cum vom proceda la rândul numărul 9. 3 ochiuri de lanț. La mijlocul primului grup vom face unul exact la fel, picioruș dublu, două ochiuri de lanț, un alt picioruș dublu. Un ochi de lanț. Unde am cele două ochiuri de lanț? În acest spațiu voi face un alt grup, picioruș dublu, două ochiuri de lanț, un alt picioruș dublu. Un ochi de lanț. Unde am cel de-al doilea grup, voi face unul exact la fel, picioruș dublu, două ochiuri de lanț, picioruș dublu. 3 ochiuri de lanț. Ajungem la acest grup. Introducem croșeta în spațiu, picioruș simplu. 3 ochiuri de lanț, în același spațiu, picioruș simplu. Și repetăm. 3 ochiuri de lanț. În spațiu primului grup, picioruș dublu, două ochiuri de lanț, picioruș dublu. Un ochi de lanț. Unde am cele două ochiuri pe rândul anterior, în acest spațiu, picioruș dublu, două ochiuri de lanț, picioruș dublu. Un ochi de lanț. Unde am cel de-al doilea grup, voi face unul exact la fel, picioruș dublu, două ochiuri de lanț, picioruș dublu. 3 ochiuri de lanț. Dublu, iar la mijlocul acestui grup alte 4 piciorușe duble. Un ochi de lanț la mijlocul următorului grup. Un picioruș dublu, un ochi de lanț și un alt picioruș dublu. Pe rândul anterior avem 3 ochiuri de lanț, acest grupuleț și alte 3 ochiuri de lanț. La acest rând vom avea 3 ochiuri de lanț. În acest spațiu, unde am piciorușul simplu, 3 ochiuri de lanț, piciorușul simplu, picioruș simplu, 3 ochiuri de lanț. Pe rândul anterior am cele 3 grupuri, primul, al doilea, al treilea. La fiecare am două piciorușe duble despărțite de două ochiuri de lanț. La mijlocul primului grup vom avea picioruș dublu, ochi de lanț, picioruș dublu.
Cioruș dublu. Așa cum am procedat la cel de-al treilea rând, voi proceda și la acesta. Pe rândul anterior am 3 ochiuri de lanț, piciorul simplu 3 ochiuri de lanț, iar eu voi face în ochiul aferent piciorușului simplu, picioruș dublu, ochi de lanț, picioruș dublu, în același ochi. Pe rândul anterior urmează cele 3 grupuri, primul, al doilea, al treilea. La mijlocul primului grup vom avea picioruș dublu, ochi de lanț, picioruș dublu, ochi de lanț. Pe rândul anterior am 9 piciorușe duble, iar la acest rând voi avea tot 9 piciorușe duble, însă acestea vor fi despărțite de câte un treilea picioruș dublu, ochi de lanț, cel de-al patrulea picioruș dublu, ochi de lanț și atenție mare! Am început rândul anterior cu 3 ochiuri de lanț care au ținut locul unui picioruș dublu, de jos în sus, primul, al doilea, în al treilea, va trebui să fac ultimul picioruș dublu, cel de-al cincilea. Și astfel am terminat rândul numărul 11. Începem rândul numărul 12, exact cum am procedat și la rândul numărul 4, unde avem cele 9 piciorușe duble despărțite de câte un ochi de lanț, va trebui să formăm cele 7 grupulețe. Iată cum începem. 3 ochiuri de lanț. Între primul și al doilea picioruș dublu, piciorul simplu, 3 ochiuri de lanț. Între al doilea și al treilea piciorul simplu, 3 ochiuri de lanț. În următorul spațiu, picioruș simplu, 3 ochiuri de lanț. În ultimul spațiu, piciorul simplu. Și avem la început de rând 4 grupulețe, primul, al doilea, al treilea, al patrulea. Pe rândul anterior
3 ochiuri de lanț. În următorul spațiu, picioruș simplu. 3 ochiuri de lanț. În ultimul spațiu, picioruș simplu. Un ochi de lanț și în același spațiu o jumătate de picioruș dublu. Jeteu, introduc croșeta în spațiu, trag firul, am 3 bucle pe croșetă, jeteu, trag firul prin toate cele 3. Și astfel avem, exact cum avem la începutul rândului, 4 grupulețe. Primul, al doilea, al treilea și al patrulea. Și am terminat și rândul numărul 12. Începem rândul numărul 13. Un ochi de lanț și în primul spațiu picioruș simplu. 3 ochiuri de lanț, în următorul spațiu picioruș simplu. 5 ochiuri de lanț, în următorul spațiu nu lucrăm, iar în ultimul picioruș simplu. Pe rândul anterior am 3 ochiuri de lanț, grupul format din 2 piciorușe duble despărțite de 2 ochiuri de lanț și celelalte 3 ochiuri de lanț, acestea făcând trecerea la cele 7 grupulețe. La acest rând vom avea exact la fel. 3 ochiuri de lanț. La mijlocul acestui grup, unul asemănător, picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, picioruș dublu. 3 ochiuri de lanț. Introduc croșeta în primul grup. În primul spațiu, picioruș simplu. Exact cum am procedat la rândul numărul 5, vom proceda și la acest rând. 5 ochiuri de lanț. În următorul spațiu nu lucrez nimic, în cel de-al treilea, pentru că l-am pe primul, al doilea, în cel de-al treilea, picioruș simplu. 3 ochiuri de lanț. În următorul spațiu, picioruș simplu. 3 ochiuri de lanț, în următorul spațiu, picioruș simplu. 5 ochiuri de lanț. În următorul nu lucrăm, iar în ultimul, picioruș simplu. Din cele 7 grupulețe am rămas cu 4, 2 mai mari în margine și cele 2 mai mici din mijloc. Repetăm. Pe rândul anterior am 3 ochiuri de lanț, grupul format din 2 piciorușe duble despărțite de 2 ochiuri de lanț și alte 3 ochiuri de lanț, acestea făcând trecerea la următoarele 7 grupulețe. La acest rând, exact cum am procedat mai devreme, repetăm. 3 ochiuri de lanț, la mijlocul acestui grup, picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, un alt picioruș dublu. 3 ochiuri de lanț. Ne prindem de primul grupuleț, spațiul acesta, piciorul simplu. 5 ochiuri de lanț. În următorul nu lucrăm, în cel de-al treilea, picioruș simplu. 3 ochiuri de lanț, în următorul spațiu, piciorul simplu. 3 ochiuri de lanț, în următorul spațiu, piciorul simplu. 5 ochiuri de lanț. În următorul nu lucrăm, în ultimul, picioruș simplu. Și astfel vom proceda până la sfârșitul rândului. Am ajuns la sfârșitul rândului. Am cele 3 ochiuri de lanț, grupul format din 2 piciorușe duble despărțite de 2 ochiuri de lanț, cele 3 ochiuri de lanț. La sfârșitul rândului avem cele 4 grupulețe. Introduc croșeta în primul spațiu de la primul grup, piciorul simplu. 5 ochiuri de lanț, în cel de-al doilea spațiu nu croșetez nimic, în cel de-al treilea picioruș simplu. 3 ochiuri de lanț, iar în ultimul spațiu picioruș simplu. Și astfel am terminat și rândul numărul 13. Începem rândul numărul 14, 5 ochiuri de lanț.
Pe rândul anterior avem cele trei grupulețe. În primul spațiu, piciorul și la mijlocul celui de-al doilea grup, picioruș dublu, două ochiuri de lanț, un alt picioruș dublu. Trei ochiuri de lanț.
De am cele două ochiuri de lanț în acest spațiu, la fel două piciorușe duble despărțite de două ochiuri.